Revenim la subiectul zilei și mă refer aici la controlele pe care le vor face autoritățile sau așa numitele controle pe care le-au anunțat autoritățile. Claudiu Pândaru este alături de mine. Bună dimineața, Claudiu. Bună dimineața. Mai crede cineva că cei care ar fi trebuit să asigure securitatea și bunăstarea acestor bătrâni acționau de capul lor fără un sprijin politic? Da, sigur. Oricine se uită la toată această, la toate aceste fapte, pentru că despre fapte trebuie să vorbim în primul și în primul rând, poate bănui și lucrul ăsta, dar până de la bănuială, suspiciune și până la a fi dovedit într-o instanță, drum lung. Faptele rămân. Indiferent ce actor direct implicat sau indirect implicat în această, în acest scandal vrea să ducă întreaga dezbatere într-o zonă politică, că nu știu cine atacă, nu știu care răspunde, faptele rămân. Adică, dincolo de judecățile și zbieretele politice, faptele, repet, rămân. Și aceste fapte sunt foarte simple. La câțiva kilometri aici de buricul, de kilometrul zero al capitalei Bucureștilor, funcționau niște lagăre în care erau torturați, batjocoriți, înfometați niște persoane în vârstă, fără apărare, unele dintre ele fără discernământ. Li se furau și pensiile unora dintre ei, altora li se furau chiar și casele. Statul român plătea milioane de lei pentru întreținerea acestor persoane în vârstă, iar organizatorii acestor lagăre, da, se bucurau, nu? Petreceau, cumpărau, vindeau, erau anunțați de controle. Toate lucrurile astea sunt documentate, iarăși cu fapte, într-un rechizitoriu al unor procurori. Câțiva dintre cei implicați sunt și reținuți. Alții sunt cercetați. Eu sper că ancheta nu se va opri aici, fiindcă mai sunt niște întrebări la care ar trebui să răspundă, cei implicați. Uitați o întrebare. Cum ajungeau acele persoane în centrele respective? Care-i procedura? Cine aviza? Cum de în acele centre ajungeau persoane vulnerabile, de-a dreptul vulnerabile, da? Nu toate persoanele în vârstă care merg într-un azil sunt fără discernământ, nu se mai interesează nimeni de soarta lor. Sunt și oameni care merg în azile de bătrâni pentru că consideră atât ei, lucizi și rațional fiind, cât și rudele apropiate, că acolo e un loc unde pot socializa cu oameni de aceeași vârstă și preocupări similare, pot primi o îngrijire medicală adecvată 24 de ore din 24. N-am văzut astfel de persoane acolo. În aceste lagăre erau exclusiv persoane care nu se puteau apăra, care erau extrem, aflate într-un grad de vulnerabilitate foarte ridicat. Cum ajungeau aceste persoane acolo? Cum de ajungeau numai astfel de persoane acolo? O întrebare la care nicio autoritate a statului până acum n-a răspuns. Domnul Budăi, de câteva zile, tot încearcă să plimbe fapta, să-și plimbe incompetența. Că, cum să zic, aici nu e o acuzație. Vorbesc iarăși despre fapte. Ministerul domnului Budăi știe de mai bine de un an și jumătate de existența acestor lagăre. Știe, adică a primit hârtii cu poze, documente clare, scrise. Este ceea ce publicația Buletin de București și Centrul pentru Resurse Juridice și cei doi ziariști, Ovidiu Vanghele și Bianca Albu, au scris încă din februarie. Da, din februarie, când a început și ancheta procurorilor. Dar Gabriela Ministerul Firea știa? Știe. Gabriela Firea știa? Gabriela Firea, spun acești jurnaliști, a fost sunată pentru a-i se cere un drept la replică, o reacție, atunci când au publicat în februarie aceste dovezi ale existenței lagărelor respective. Știa sau nu știa? Păi, teoretic știa. Primăria voluntar, la fel, a primit plângeri de la locuitorii din zonă, aceea sursă pe care am citat-o mai devreme spune, încă din 2021.
Deci și primăria voluntari teoretic știa. Acum, iarăși, e o diferență între vinovăție și responsabilitate juridică și vinovăție și responsabilitate politică. Un ministru, spre exemplu, domnul Budăi, sigur că e greu de crezut că poate fi acuzat de, că îi se poate pune în cârcă vreo responsabilitate juridică, pentru că în februarie anula protocolul cu ONG-ul care îi semnalase existența acestor lagăre. Îl denunța unilateral. O scrisoare semnată de ministrul muncii. Sigur că nu se poate pune în față o responsabilitate juridică, dar domnul Budăi este acolo numit politic. Adică are o responsabilitate politică pentru ocuparea acelui scaun. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este responsabil peste felul în care funcționează acel minister. În cazul de față, e chiar numele dânsului pe hârtia respectivă, da? Și era deranjat domnul ministru că, știți ce spunea domnul ministru acolo? Că au trimis la minister, căci despre minister e vorba, imaginile neblurate. Imaginile cu bătrânii suferinți, că și în februarie erau aceleași imagini, neblurate. Deci asta era supărarea domnului ministru atunci. Dânsul are responsabilitatea politică a felului în care funcționează ministerul. Și dacă oamenii din subordinea acestui om politic dau de gard cu lucrurile rău, ceea ce, mă iertați, pare a fi evident în cazul de față, și dânsul e responsabil. Asta înseamnă responsabilitate politică. De ce nu vedem o demisie de onoare? Aici trebuie întrebat domnul Ciolacu. Pentru că domnul Ciolacu acum bine face foarte bine că pare să se fi pus pe treabă, da? Sau, mă rog, asta vrea să arate. Trebuie doar să ducă demersul până la capăt. Adică, dincolo de a cere instituțiilor abilitate să facă controle și să reverifice într-o săptămână toate aceste centre. Mă iertați, ce încredere poți avea că aceiași oameni care acreditau final lagărele astea, că astea au primit acreditare prin februarie, au acreditare finală unele dintre ele, acum se vor duce și se vor apuca serios de treabă prin toată țara și nu vor face același lucru. Adică nu-și vor suna, cum se întâmpla acolo, nu-și vor suna prietenii care au, dețin, nu toate sunt, dar probabil că nu sunt singurele din țară, situații de genul ăsta. Nu-și vor suna prietenii și nu le vor spune, vedeți că veni mâine, faceți curat. Urmărim ce se va întâmpla. Claudiu, mulțumesc foarte mult!